Polițiștii postului de poliție Giroc, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Timișoara, au reținut pentru 24 de ore două femei și trei bărbați bănuiți de comiterea infracțiunii de furt și complicitate la infracțiunea de furt. În fapt, la data de 19 aprilie, polițiștii postului de poliție Giroc au fost sesizați de către administratorul unei societăți comerciale din Giroc cu privire la faptul că în urma inventarului efectuat în luna martie 2024 ar fi sesizat o diferență de aproximativ 30.000 de lei în gestiune între produsele vândute și sumele încasate. În urma activităților desfășurate de către polițiști, s-a constatat faptul că două femei de 55 și 20 de ani și doi bărbați de 67 și 17 ani, angajați ai societății comerciale, precum și un bărbat de 19 ani fără calitate în cadrul societății, ar fi scanat în mod fictiv produse la casele de marcat, fiind încasată o valoare foarte mică a plăților, nereală cu valoarea produselor. În urma probatoriului administrat la data de 21 aprilie, cele două femei și cei trei bărbați au fost reținuți pentru 20 4 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt și complicitate la infracțiunea de furt în formă continuă, fiind introduși în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Timiș. Cercetările în dosar s-au efectuat sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Timișoara.